alături de mine WhatsApp și noi doi am făcut o strategie să vorbim în șaptă, astfel încât să ajungem cât mai departe în masa vedetelor. Bună, WhatsApp! Yes. Deci, bine v-am găsit! Și pentru că așa nu o să înțeleagă nimeni nimic, asta e vocea mea pe care o dețin acum, de cântat nu e vorba, hai să încerc. Dacă mi-e bine, deci pot să mă las de cântat mâine. Deci nu o să te pun să cânti. Nu, m-am antrenat foarte mult pentru meciul ăsta și nu știu ce am avut impresia că trebuie să fac galerie la poker. Uite, deja am deranjat câteva mese. Să vă dea Dumnezeu sănătate tuturor. A rămas fără voce și doar așa pot să vorbesc. Iertare. Și cam să facem interviu scurt. M-am antrenat, am apucat să joc la 3 mese deodată de busolant. La 2 am reușit să țin pasul cu 2 deodată. Asta a fost antrenamentul meu pentru tura asta. WhatsApp, dacă ar fi să elimini pe cineva de la masa vedetelor, pe cine ai vrea să elimini prima dată? Pe Răzvan cu motivul, pardon, pe Dani cu motivul că și anume nu a vrut să mă elimine pe mine primul. I-am și lui pe ceilalți cu motoare, cu mașini, putea să mă elimine și pe mine dacă n-a vrut să-l elimin eu primul. Nu, glumesc, că nu vreau să elimin pe nimeni, vreau să ne jucăm, să fie distracție. Care e mai bun să câștige? Iar eu nu o să prea vorbesc tura asta la masă, slavă Domnului și na. Eu îți vorbăresc de fel. O să fiu eu vocea ta la masa vedetelor. Îmi pare rău că nu pot să vorbesc, pentru că tura asta mă știu cu aproape toată lumea de la masă și aș fi putut să fac haos, să blafez. Dar așa, ce să blafez cu vocea asta? Mai mult o să joc din gesturi. Îți mulțumesc mult că ești alături de noi și hai să vedem ce facem la masă. Suntem la a doua tură, sper să ne vedem la 88-a. Doamne, știu. Mersi!